Bună dimineața! Bună dimineața! Ce mai faceți? Bine. Sunteți pregătiți de distracție? Da! Mamă, o să am nevoie de ajutorul vostru, ok? Da! Haideți să spunem cu toții, să înceapă petrecerea! Da! Super tare! Aici eu am un zar, îl vedeți? Da. Eu o să fac să dispară acest zar în fața voastră. Așează-te, te rog, pe scăunel. O să spunem formula magică, după care zarul dispare. Spunem cu toții: abracadabra! Abracadabra! Hocus pocus! Dispar! Și iată cum zarul a dispărut. Ta-da-da! E acolo. Unde? În cealaltă parte. În cealaltă parte? În cealaltă parte. O să pun eu mână. Nu, nu, chiar nu este nimic, uitați. E gol. În partea asta! Da! Bă, dar ce nu mi-a spus o dată? Stai să verific eu. Pun eu mâna mai întâi să vedem dacă este. Nu este! Spunem cu toți formula magică. Spunem abracadabra! Focus, focus! Mini, mini, manimo! Mini, și acum a dispărut zarul, nu mai este. Hai să vedem. Pentru că am nevoie de ajutorul vostru, un copil care a stat cu minte, da? Uite, vine un băiat de acolo. Haide, vino, îl aplaudăm tare, tare. Aplauze! Cum te cheamă? Cristian. Câți ani ai, Cristian? 6 ani. 6 ani. Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Bravo, foarte frumos, uitați, vrea să facă ceva mare. Te faci pompier? Nu. Te faci doctor? Nu, arhitect. Mamă, așa, puteai să spui de la început. O să facem un fel următor. Avem două eșarfe. Ce culoare avem aici? Mov. Le legăm între ele, iar nodul o să-l ducem la el în buzunarel. După care am o altă eșarfă galbenă pe care o fac să dispară. Dispare în fața voastră. Spunem cu toții: abracadabra! Se vede nodul? Un nod cu două eșarfe mov, iar nodul rămâne la tine în buzunar. Ia să iau eu eșarfa galbenă și să o fac să dispară. Pune-te, rog, acolo, spunem cu toții: abracadabra! Hocus pocus! Suflă, suflă, suflă și a dispărut. Dați-mi voie să vă arăt. Mamă! Mai vreți o dată? Suflă, 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 încă o dată. Pregătiți-vă! 1, 2, 3! Domnișoară, vină, te rog, să mă ajuți. Urcă-te, te rog, în picioare pe scaunel să te vadă toată lumea. Cum te cheamă? Maria. Maria, trebuie să-ți iei această baghetă magică, te rog să ai grijă de ea. Maria, am încredere în tine, da? Ține ca lumea. Așa, să vedem. Ce s-a întâmplat acolo? Te scuze-mă, scuze-mă, stai să-ți dau eu. Așa. Stai puțin. Gata, Maria. Trebuie să ții cu ambele mânuțe, da? Ține cu ambele mânuțe. Asta e, așa. Hai că te învăț eu. Stai puțin. Ține cu ambele mânuțe. Acum o să meargă. Gata! Stă dreaptă! N-are cum să mai cadă! Așa. Să vedem ce mai găsesc eu pe aici. Uite-o! Bagheta magică! Trebuie să o folosim pe asta. O ții tu și după o să facem zarul acesta să dispară. Ține-o, te rog, pe asta. E potrivită pentru tine. Spunem cu toții: abracadabra! Hocus pocus! Mini, mini, mani, mo! Mini, mini, mani, mo! Am spus formula magică și o să folosim această eșarfă. Mamă, ce este aici? Aoleu. O să folosim această eșarfă pentru a face zarul să dispară. Spunem cu toții: abracadabra! Dispari! Iată cum zarul dispare. Poftim? Asta e, trebuie să zici te rog frumos. Spunem cu toții: te rog frumos! Ia să vedem dacă merge. Dacă am spus te rog... Haideți, toată lumea, veniți, vă rog, lângă mine. Se rupe șervețelul o dată pe jumătate. Încă o dată pe jumătate. Veniți, vă rog, lângă mine.
Le puteți prinde, dar să știți că, să știți că se învârt în aer. Ia uitați. Super, aplaudăm tare, aplauze! Să nu uitați de cele trei cuvinte magice, te rog frumos, ok? Da. Pa, la revedere! Cum a fost? Ți-a plăcut? Vreți să mai vină la voi? Da! Atenție, ne-a adus cineva chestia asta, mulțumim mult de tot și ne vedem data viitoare! Ne vedem chiar acum, băi, magicianule, și apoi ne vedem și data viitoare după ce ne vedem acum. Magicianul Robert Tudor! Să știi că unele iubim nu se uită niciodată. Asta-i piesa ta! Asta e piesa ta, măi, e piesa ta. Oameni buni, vreau să vă prezint ginerele anului 2019, magicianul Robert Tudor. Acesta cu care vine impecabil, iar ce tema ce? Pentru nunta aleasă, pentru tema din 2019, este tema pinguin. Bagă, Iuliane, dansul pinguinului. Simem cu un pinguin. Uite-te, uite-te și tu. Fii atent, ține picioarele un pic așa, mai așa. Uite, uite-te, uite-te, mă. Ia uite, mai un pic, mai așa, mai crăcănate un pic așa. Așa, așa, mai asta, mai așa. Da, mă, că nu pot, cad. Perfect. Oameni buni, uitați, omul care n-a avut probleme atunci când a fost înghețat afară. Nimeni altul decât pinguinul nostru, magicianul Robert Tudor. Bagă-i lică, pinguinul, pinguinul, pam, 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 pam. Lasă-mă, am venit să râzi de mine. Nu am venit să râd de tine, să râd cu tine. Foarte frumoase imagine de la grădință, să știi. Extraordinare, chiar superbe. Da. Da. Am înțeles de ce îți merge atât de bine și aici azi de aur. Nunți, botezuri, hai mă, nunți, botezuri, evenimente, turneu, ia uite aici, aur. Apropo de turneu, să știți că pe 3 martie ajungem la Cluj, la Casa de Cultură a sindicatelor din Cluj-Napoca. Așa, și pe 4 suntem la Târgu Mureș. Ajungem în toată țara, intrați pe Eventim, biletele se pot lua de pe Eventim, ajungem la la Iași, la Constanța. Bravo, în peste 20 de orașe. Bine să te vadă o țară întreagă că ești talentat și faci pe oameni să râdă. Atenție, spectacolul pe care îl prezint în acest turneu este un spectacol pentru întreaga familie, pentru că vor fi și dinozaurul cu tine? O să mă gândesc dacă îl iau, da. Mănâncă mult. Da. Hai să vedem, ai adus ceva aici, face o magie, adus, ceva? Ți-am adus, am câteva numere de magie pentru tine pe care aș vrea să le lucrez cu tine. Am sticle pentru că știu că îți plac sticlele. Am pahare pentru că plac paharele și paharele, șampanie pentru că place și șampanie. Punct, nu, stai. Stai, de asta nu avem nevoie de sticla asta, așa că sticla asta o să este o sticlă de șampanie și o să o lăsăm deoparte pentru că chiar n-avem nevoie de ea. Așa. Ideea este în felul următor. Bă, nu poți să crezi, așa ai făcut cu sticla? Da, mă, da, e dacă ta. Ține-te, rog, această sticlă, ține-te, rog, această... Ține sticla într-o mână, în mâna stângă să fie sticla, arăți tubul gol cu mâna dreaptă, da? Este gol, aduci sticla în tub, o pui în interior, mâna dreaptă peste și faci așa, o dată, de două ori, de trei ori și acum ridici. E cu capul jos. Bravo, Cătăline! Bravo! Asta e magia? Bravo, ești tare de tot! Hai încă o dată! Hai! O dată, de două ori, de trei ori. Ai ridicat? Am ridicat! Bravo! Bravo. Hai, acum spune formula magică. Abracadabra? Abracadabra. Focus, focus. Focus, focus. De trei ori. Unu, doi, trei. Și acum trebuie să apară cu fața... Deci, ce faci? Nu, întoarce sticla. Trebuie să o întoarci. Întoarce-o. Exact așa. Să arată așa? Arată așa, da. Da? Da. O dată, de două ori, de trei ori. Ceva nu e în regulă. Nu. Ceva nu e în regulă. Sticla este aici. Hai să te învăț cum se face acest număr de magie, da? Uite, o dată, de două ori. Și de uite, spun formula magică abracadabra. O dată așa. O dată așa. În fine, lasă că mai repetăm noi altă dată, Cătăline. În schimb, am acest număr de magie. Ia să-mi declarăm și celor de acasă. Ia uitați, dragi telespectatori. Deci, o dată așa, o dată la fel. Așa, o dată așa. În fine, lasă că repetăm pe urmă. Mai avem numere de magie când strici sticla și asta. Avem timp, da? Da. Apropo, să spun că 24 de carate, a? Avem?
Zin, are un număr spectaculos de magie, cum s-a mai întâlnit, nu s-a mai numai văzut. Numai Cătăline, numai... A, uite ce că... Zin. Ideea este în felul următor de a controla o carte în pachet oriunde s-ar afla ea. Ia te rog o carte de oriunde vrei tu din pachet, ia te rog markerul și semnează-te, te rog, pe fața ei să vadă toată lumea, iar eu va trebui să controlez acea carte oriunde s-ar afla ea. Deci eu scriu aici? Pe fața ei scrie mare să Ziceți se vadă. Ce vreți să scriu? Mare, mare, fă un sens să se vadă, da? Nota... Așa, ți-am zis că plec în turneu acum și pe 3 am la... Da, mă, la Cluj, apoi la... pe 7 la Piatra Neamț. La Piatra Neamț, ajung și la Iași, și la Bacău, și la Galați, și la Brăila, și... Hai că am scris o carte. Așa, pune-te o carte în interiorul pachetului. Dai să le arăt celor de acasă. Uitați-vă cum e semnată cartea. Am măzgălit, de fapt. În fine, nu contează. Cartea se duce în interiorul pachetului și ea tot timpul, dar tot timpul apare prima carte la suprafață. Dă-mi voie să seară. Pocnesc o singură dată și apare prima. Stai, te rog, în partea dreaptă să vezi despre ce este vorba. Este cartea ta? Da. Cartea ta. Iau cartea, popă de inimă roșie, îl duc undeva în interiorul pachetului, încă n-a apărut cartea la suprafață. Împing cartea, pocnesc o singură dată, o întorc, apare popa. Măzgălită, iau cartea, popa de inimă roșie, o întorc, o duc în cea de-a doua jumătate, împinge, împinge. Ce? Ha. Ia uite, bă, nene, cum ai luat-o, mă? Apare în gură! Ia și acum am să-ți arăt cum apare tot timpul la suprafață. Deci, atenție, las popa de inimă roșie aici pentru că o vede toată lumea. Este aici, da? Ia uite, spun formula magică abracadabra. Las chestia asta aici și apare tot timpul la suprafață. Întorc cartea popa de inimă roșie. Las cartea popa de inimă roșie acolo să vedeți cum vine prima la suprafață. Se duce, nu e ultima, tot timpul apare prima la suprafață. S-a văzut bine, s-a văzut. Și acum o să iau popa și îndoi această carte. Adică cartea ta se îndoaie. Bă, mie mi-a rămas în cam am tot gândit. Cum ai, mi-ai luat o carte tot așa îndoit-o și a apărut în pantoful tău. Aia, da, da, trecută, da. Popa de inimă roșie se îndoaie, o singură carte îndoită, iar popa îndoită da, se duce, vede, se vede, se vede, se duce în interiorul pachetului. Și... toate cărțile vin peste, suflă, te rog. Și în momentul când sufli, arată popa îndoită. Uite, din nou facem chestia asta. Uite, o să chem pe cineva sau chiar tu, că știi unde ți-e cartea, da? Cartea nu știu unde este, este undeva în interiorul pachetului. Spun formula magică. Da. Asta este pentru prietenii mei Hrișcă și Bobo cu care joc. Ia o carte de unde vrei. Ia pur și simplu o carte. Asta, da. Arată tuturor să vadă toată lumea. Este cartea ta semnată și este singura din tot pachetul semnată. Mulțumesc mult de tot. Intră și tu pe Eventim să zici. Lasă că ne... Lasă că îmi cumpăr eu bilete singur. Bilete crezi, pe Eventim și asta e. Ne vedem și mai multe viitoare. Despre turneul lui aflați de pe pagina de Facebook Magicianul Robert Tudor, pentru că chiar vrea să ajungă la absolut toată lumea. Mersi mult de tot. Doamne ajută. Eu îți mulțumesc, Cătălin. Te mai așteptăm, băi, frumos. Se o zi frumoasă. Bagă dansul pinguinului că merge magicianul. Se o zi frumoasă. Și lasă că masa o iei după aia.